Oleg Popan, stilistul nostru, care a revenit acum de la Suci cu diplome și cu reușite pe plan internațional. Felicitări, Oleg! Mai multe reușite și de acum încolo și haideți să vedem prin ce a reușit să cucerească. Oleg Popan are o experiență în hairstyling de mai bine de 15 ani, însă chiar și așa crede că mereu există loc pentru perfecțiune. Astfel că două săptămâni la rând a învățat lecții de la însuși Georgi Cot, alias milionarul în coafuri. Deja după o perioadă de timp când tu știi ceva în acest domeniu, e foarte greu să înveți ceva nou. Eu înțeleg că e bine să înveți ceva nou, pentru că în domeniul nostru niciodată nu poți să spui că uite, gata, am învățat, atâta este, atâta pot. Aici mereu trebuie să înveți. Și cum era de așteptat, stilistul moldovean a dat dovadă de profesionalism și creativitate. A fost foarte greu, iarăși, lume nouă, cofuri noi. Tu înțelegi că tu nu ești chiar așa de genial cum ți se pare ție și e nevoie să lucrezi foarte mult. Era foarte greu că trebuia să stai toată ziua în picioare. Tu nu aveai unde să te așezi sau să te duci să bei o cafea sau să spui că eu am nevoie un pic să mă odihnesc. În prima etapă a mai trecut odată prin bazele coafurii, iar în cea de-a doua a învățat tehnici noi de aranjare a părului în cea mai importantă zi pentru o femeie, nunta. Deja a treia etapă este etapa coafurilor de podium, de concursuri, și tot la această etapă am câștigat gratis a patra etapă. Asta a fost pentru mine așa un imbol că pot să merg mai departe, că eu totuși ceva pot. Și Gheorghe Cot a crezut în mine și mi-a dat această șansă. La aceste cursuri și-a pus foarfecele la bătaie alături de alte 30 de persoane, dar concurența l-a motivat și mai mult. Au fost și din Iran, au fost și din Canada, și din America și Australia, au fost și clar lucru foarte, foarte mulți din Rusia. Într-un final, orice efort a meritat, iar ieșirea din zona de confort i-a dus stilistului nostru 3 diplome de merit. Bravo, Oleg, să știi că noi chiar suntem mândri de tine. Ți-am urmărit activitatea de la Sochi prin intermediul Instagramului și te-ai descurcat. Bravo! Iată cine pe noi ne tunde și ne coafează și are grijă de noi.